Am niște emoții de nu... Mă trec toți fiorii. Am o întrebare. Mă aleg sau nu mă aleg? Simt așa o frică. Inima mea bate foarte puternic. Nu știu cum se poate chestia asta. Și tu mai fi greșit. Mi se moaie un pic picioarele. Inspir adânc. Și gata. Mi-a trecut frica. Da. Știi la ce emisiune ai venit? Da. Junior Chef. Este o emisiune în care noi căutăm copii talentați la gătit, cărora să le placă, să se și priceapă și să-și dorească foarte tare să învețe cât mai multe. Tu, nu mă pot decide. Și mie mi-e foarte greu să vorbesc. Da. Sfătuim puțin și da. După aceea... Scuze-ne puțin, da? Câteva secunde ca să reușim să ne punem de acord. Să ce zice și Horia. Putem să ne retragem puțin? Da. Le dai voie? Da. Mulțumesc. Da. Băi, nu știu. Mă rog să mă aleagă. Poate să mă ajute Dumnezeu. Și El e mai presus decât toate. Și decât juriu. Așa. Nu, Horia. Ok, da? Gata. În cele din urmă ne-am decis. Avem un răspuns comun. E un răspuns comun, suntem toți trei de acord. Chiar cu același răspuns. Deci răspunsul nostru pentru tine este... Da! Frumos preparat din punctul meu de vedere. Cel mai frumos moment de la Junior Chef de până acum. Iar tu, dragul meu, ești un copil genial. Ai fost senzațional, bravo, felicitări. Băi, tăi, sunt la Junior Chef. M-am întâlnit cu jurații, am primit 3 de da. Nu pot să cred. Eu am rămas încântat și de gust și de modul de preparare. Sunt fanul tău, fanul lui Rareș acum. Știa foarte bine ce are de făcut, a controlat tot timpul și când a greșit a știut că a greșit și a rezolvat în timp util. Platoul lui a arătat foarte bine, combinația de gusturi era perfect echilibrată. Rareș m-a emoționat până la lacrimi, crede-mă. Nu mă așteptam să vină un copil atât de mic cum ești tu și să știi atât de multe lucruri despre bucătărie. Acum este rândul tău să alegi în echipa căruia dintre noi vrei să fii de acum încolo. Nu, n-aș vrea să supăr pe nimeni, dar... Nu se va supăra nimeni, te asigur. Îl aleg pe... Îl aleg pe Horia. Yes! Ia uite-mă cum te-o, păi! Felicitări! Îți mulțumesc! Alegerea secolului! Bravo! Sunt născut să fiu campion.